Haideți să vă arăt ingredientul secret care o să vă facă socata super delicioasă. Pentru început o să culegem florile de soc. Eu întotdeauna spăl florile de soc, prefer să fiu sigură decât să le pun așa în borcan. Le-am spălat foarte bine din câteva ape. Apoi o să avem nevoie și de două lămâi, o portocală. O să avem nevoie doar de sucul lor. După ce am spălat florile de soc, într-un borcan o să punem cam 130 de grame de zahăr. Adăugăm sucul de portocală și de lămâie. Amestecăm bine, vom pune și 2 litri de apă. Dacă vă face plăcere, vă aștept și pe canalul meu de YouTube, vă puteți abona acolo și este gratis. Am adăugat și câteva felii de portocală, câteva felii de lămâie și ingredientul secret sunt stafidele. Am pus cam 5-6 stafide, am adăugat și florile, am completat cu apă și socata se ține timp de 3 zile într-un loc luminos, de preferat unde bat razele soarelui. Trebuie să amestecați în fiecare zi în ea și după 3 zile socata noastră este gata. Aș vrea să știu voi cum preparați socata și ce părere aveți de adăugatul stafidelor în socată. Aștept comentariile voastre. După cum vedeți, acesta este rezultatul final. Eu sper că v-a plăcut rețeta. Nu uitați să o distribuiți cu prietenii dumneavoastră. Mulțumesc!